Stimați colegi, eu aș vrea să încep prin aceea că astăzi unul dintre colegii noștri din stânga a remarcat că PAS-ul în campanie electorală a venit cu o platformă socială. Și da, așa este, noi în campanie electorală am avut pe alocuri o platformă mai de stânga decât colegii noștri din stânga, pentru că, în esență, ceea ce reprezintă colegii noștri din stânga este o grupare așa oligarhică, de milionari, oameni care cu politicile sociale și socialismul în general au foarte puține de-a face și atunci ne revine nouă această plăcere și pe alocuri povară, într-adevăr, să asigurăm o politică socială echitabilă în Republica Moldova, pentru că noi în asta credem, în dreptul tuturor cetățenilor de a fi asigurați cu toate măsurile necesare de protecție socială și de a putea munci aici, acasă, cu salarii decente, cu pensii și cu alocații în cazul în care ajung într-o situație dificilă. Acest buget de asigurări sociale pe care l-am fost prezentat astăzi este un buget axat preponderent pe protecție socială. Cresc cheltuielile cu 6,5 miliarde de lei. 33% din tot bugetul de anul viitor merge pe protecție socială. Și da, ca întotdeauna, noi ne-am fi dorit să putem face și mai mult de atât. Dar și așa, această cifră este o cifră istorică și este o cifră care derivă inclusiv din situația dificilă prin care, într-adevăr, trecem astăzi, datorită acelor evoluții externe care s-au produs, acele majorări ale prețurilor, acele majorări la produsele energetice. Respectiv, pentru ca să venim în susținerea populației, a fost identificați acești bani pe un set întreg de măsuri, multe dintre care au fost aplicate pentru prima dată și au fost aplicate coerent, pornind de la convingerea noastră că noi avem o obligație față de cetățeni să venim în susținerea lor. Deși mulți ani socialiștii au promis majorarea pensiilor, ea s-a produs real de-abia atunci când noi am majorat pensia minimă. Noi am optat din 2019 pentru această măsură și noi am spus că este unica corectă, pentru că oamenii trebuie să-și vadă pensia majorată, oamenii nu trebuie să beneficieze de pachete alimentare sau tot felul de firimituri înainte de alegeri. Oamenii trebuie să vadă cum pensia lor a crescut. Și noi am implementat această măsură în luna octombrie și 308.000 de pensionari și-au văzut pensiile majorate. Da, majorarea medie a fost în jur de 400 de lei. Și atunci când noi vorbim de o majorare medie, este adevărat că unii beneficiază de mai mult și alții beneficiază de mai puțin. Dar noi am identificat pentru anul viitor 2 miliarde de lei pentru a asigura această majorare. Mai mult ca atât, noi am dat bani și i-am identificat nu doar pentru pensii, dar și pentru alocații, pentru că ele toate depind de pensia minimă. O persoană cu dizabilitate severă în Republica Moldova, ca urmare a măsurilor adoptate în luna octombrie, și-a văzut pensia minimă majorată cu 650 de lei. Și-a văzut, pensia de dizabilitate. Și-a văzut alocația pentru îngrijire și supraveghere majorată cu 950 de lei. Și asta a fost un angajament al nostru electoral. Și noi l-am îndeplinit. Și în general, dacă o să vă uitați peste angajamentele noastre electorale, pe protecție socială, o să constatați că o bună majoritate deja au fost realizate, deși erau angajamente pe 4 ani de zile înainte. Am să continui. Am majorat alocațiile pentru veterani cu 250 de lei, deci cu 50%. Și da, ca întotdeauna, trebuie mai mult și o să facem mai mult, dar am considerat că este o categorie prioritară care necesită aprecierea și respectul nostru și el trebuie manifestat nu doar prin aplauze, dar și prin măsuri concrete și aici am găsit bani pentru ca să-i susținem. Am făcut ceea ce colegii socialiști au promis de mult. Acordarea dreptului de recalcul a pensiei de dizabilitate. Au vorbit, n-au făcut. Noi am venit și am făcut pentru una din primele măsuri. Pentru că așa este corect. Dacă le-am dat dreptul de recalcul pentru pensia, pentru limita de vârstă, e corect să le dăm dreptul și celor care au pensii de dizabilitate. Mai mult, de mulți ani să știi că atunci când stabilesc pensiile pentru mamele care au copii cu dizabilitate, perioada cât au îngrijit de un copil cu dizabilitate se calculează pornind de la salariul minim. Salariul minim care era utilizat era 1.000 de lei. Mamele stăteau acasă ani de zile cu acești copii, într-o situație foarte dificilă, ieșau la pensie și aveau pensii de nimic, pentru că acest stat, ani de zile știind de problemă, nu a făcut nimic. În luna octombrie am stabilit că această perioadă o să fie echivalată cu un salariu mediu pe economie, care în loc de 1.000 de lei, e 9.000 de lei. Și mai mult ca atât, imediat cum
o să reușim să identificăm sursele, eu vă promit că noi o să recalculăm înapoi pentru toți cei care au avut rasă, noi. Și noi asta o să o facem, pentru ca să ne asigurăm că toți cei care au nevoie beneficiază de ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece anului și totodată ne asigurăm că aceste instrumente nu descurajează participarea pe piața muncii. Așa că, stimați colegi, da, noi avem o agendă socială și da, este mult mai ambițioasă decât cei ce ați avut vreodată și da, noi o să o implementăm. Invidiați-ne! Mulțumim!